În București s-a deschis vineri un nou muzeu al kitsch-ului românesc. Haine, tablouri, bibelouri, toate de calitate și de valoare îndoielnice, vă vor stârni cu siguranță amintiri din epoca de aur și din copilărie. Covoarele cu răpirea din serai și afișele îndrămate cu Mona Lisa sunt puncte centrale ale expoziției. Ce au în comun Dracula, Ceaușescu și Isus? Toate cele trei figuri au fost folosite în obiecte care, mai ales pentru străini, pot părea cel puțin bizare. Pentru români însă, ele sunt arhicunoscute. Colecția eclectică este expusă în acest muzeu abia deschis și dedicat kitsch-ului autohton. Cristian Lica a înființat muzeul, iar investiția lui se ridică la peste 15.000 de euro. Îl avem pe Ceaușescu cu sceptru, un kitsch românesc legendar, ceea ce ce turiștii străini numesc Castelul lui Ceaușescu sau Palatul lui Ceaușescu, Casa Poporului respectiv. Cele peste 200 de așa zise artefacte sunt împărțite în 7 categorii: Dracula, religie, comunism, design interior, gipsy, modern și fă-ți kitsch-ul cu mâna ta. M-a fascinat dintotdeauna, în ultimii 20 de ani am fost un mare colecționar de kitsch-uri și am decis ca tema muzeului să fie exact pasiunea mea, respectiv kitsch-urile. Și, bineînțeles, colecția mea era insuficientă. În acel moment am început să colectez foarte multe alte kitsch-uri de pe la tot felul de posesori, colecționari și târguri. Orice artist român care vrea să expună aici este binevenit. Singura condiție este ca obiectele să fie kitschoase. În țara asta nu se mai râde. Dar când vii aici, te regăsești. Ori vezi o pereche de ochelari, deci dacă îi vedeți pe aceștia că sunt superbi, așa, și te uiți un pic, te uiți în jur să vezi cam ce, și te regăsești și pe tine aici. Adică nu e că nu-i vezi pe alții, numai pe alții și râzi de alții, râzi și de tine, râzi cu tine, mai ales la Mona Lisa n-ai cum să nu râzi. Muzeul kitsch-ului se află pe strada Covaci, la numărul 6, în centrul vechi al capitalei. Costul unui bilet este de 30 de lei, dar cetățenii români au o reducere de o treime la acest preț, din solidaritate, pentru că, spune Cristian Lica, ei sunt expuși în fiecare zi kitsch-ului din jurul lor.